de ce există atât de puțin conținut pe YouTube pentru adulți. Sunt două mari motive. Primul este că genul ăsta de conținut pentru adulți este greu de făcut. Sunt câteva emisiuni, nici eu nu le știu pentru că aici discutăm în motivul 2. Sunt greu, e nevoie de documentar, nevoie de calitate, nevoie de coerență, nevoie de o întreagă producție pentru un conținut ca să iasă bun, să fie interesant. Aici vorbim despre adulți conștienți, nu despre vloguri cu mașini și porcării și chestii de genul ăsta, dar vorbim de chestii pentru adulți, poate documentare, poate emisiuni de dezbatere, poate istorie și așa mai departe. Și avem motivul 2, care este mai simplu. Adulții nu au timp să urmărească, adică cam tot ce depășește 20-30 de minute deja e foarte greu de urmărit. Au treabă, sunt copii, sunt dorm, preferă să uită la un serial, preferă să facă alte chestii. De asta, în momentul în care lansezi o chestie pentru adulți, te demotivezi foarte tare în momentul în care vezi ce cifre a avut. Și spui sufletul, bă, și mai e și faza asta, domne, că ne dorim chestii interesante. Perfect, uite o chestie interesantă. Stai că n-am timp să urmăresc. De asta nu apare conținut mai interesant sau mai profi pentru adulți. Ați văzut și voi, conținutul este pentru copii, pentru că iau timp, sau conținut ușor mestecabil, mașini, telefoane, chestii de genul ăsta, inclusiv vlogul ăsta. Da, cam atât.